doamna Ozana Giușcă. Bun venit, Ozana, mă bucur foarte mult că ești împreună cu noi. Bine v-am găsit! Ozana, știu că de când ne-am întâlnit prima dată până acum au fost foarte multe schimbări în activitatea și viața ta. Eu te-am cunoscut ca un antreprenor de mare succes. Stimulai business-ul altor antreprenori ca să facă bani mulți, să ajungă în performanțe financiare nebănuite, după care am văzut în evoluția ta o detașare de acest spirit de a face bani mulți la o viață mult mai simplă, valoroasă, pozitivă și spune dacă mă înșel. O viață la care nici măcar nu îndrăzneam să visez înainte, când eram doar focusată pe business și pe a face bani. O viață care vine cu împliniri mult, mult, mult mai semnificative, mai valoroase, mai pline decât cele pe care le aduc partea materială financiară. Stai așa să înțeleg foarte bine. Deci tu ai fost la un nivel extraordinar din punct de vedere financiar. Ai putea să ne spui așa în mare cam care era nivelul? Într-o zi am câștigat 100.000 de euro, în altă zi 200.000 de euro, în altă zi am pierdut 350.000 de euro. Am înțeles. Deci era la nivelul acesta și pur și simplu atunci când aveai tot ce îți dorea sufletul, când... Nu? Aveam aici tot ce îmi doream, nu ce își dorea sufletul. Foarte interesant. Aveam, din punct de vedere financiar, carieră, reușisem multe și bifasem multe obiective. Dar în interiorul meu ceva lipsea și nici măcar nu-mi dădeam seama atunci că lipsește. Cum ai sesizat această lipsă? N-am sesizat-o. Că ești atât de băgat în toate alea să faci bani, încât pur și simplu nu-ți pui întrebări, tu nu mai ești, ești pe pilot automat. Am avut marele noroc să mă despart de iubitul meu, de tatăl băiatului, de partenerul de viață după 12 ani împreună. Despărțire care a fost foarte dureroasă, devastatoare. Dar cum zici că e un noroc pentru că ți-a resetat viața, da, să înțeleg. Da, da, da. Dacă cel mai mare cadou. N-ar fi fost această criză din viața ta, probabil că ai fi mers în inerție mai departe. Da. Către bani, pentru că acolo te duce societatea, acolo vrei, că acolo știi, asta știi. Nu știi ce e aia sus, eu cel puțin nu știam ce e aia suflet, ce e aia împlinire, ce e aia fericire interioară. Eu știam, fac bani ca să-mi iau mașină, ca să-mi iau casă, ca să mă duc în vacanță. Lucruri pe care toată lumea și le dorește. Și pur și simplu te-ai trezit la un moment dat într-o situație pe care n-ai anticipat-o. Pe care n-am anticipat. Ai anticipat-o. 2 ani a fost greoaie relația. Deci ultimii 2 ani n-a fost o relație plăcută și din ce în ce mai grea, mai cu probleme. Și am decis la un moment dat, în ianuarie 2019, mi-aduc aminte, că nu mai are sens. Înainte de pandemie. Slavă Domnului, înainte de pandemie. Deci, așa, pe repede înainte. Ianuarie 2019, business-ul n-a mai funcționat, oricum nu mai funcționa, că nu eram eu bine. Există o relație directă între felul în care suntem noi și business-ul pe care îl facem? Da, clar. Deci eu făceam aceleași activități pe care i-am învățat și pe cei de care marketing, veneau. De marketing, planning, tot ceea ce însemna și totuși nu mai mergea. Nu mai venea nimeni, nu mai dădea nimeni niciun ban. Deci eram pur și simplu pe butuci cu business-ul. Eram cu relația terminată, nu știam ce să fac. O mamă singură, fără omul, iubitul meu, nu concepeam viața așa. Locuiesc și locuiam la Londra, n-aveam niciun ban, nu puteam să mă angajez, că eram, cum adică eu, antreprenor de succes, nu mai am niciun ban, nu mai am niciun venit, cum să-mi iau un job? Nu există așa ceva și cine mă angajează, fac ce? Și îmi puneam tot felul de întrebări existențiale, dacă vreau să rămân la Londra sau în România sau ce fac cu copilul. Și fostul partener mă tot invita, înghiondea să-mi închiriez o casă. Eu stăteam în continuare în casa noastră împreună. Mă rog, am stabilit că mai stăm câteva luni împreună până ne organizăm amândoi. El își găsise să se mute și să aibă un apartament pentru el. Eu n-aveam bani. Eu cum puteam să închiriez un apartament când n-aveam niciun venit și n-aveam niciun ban? Și am tot amânat. Am zis, lasă că după vacanța de vară, până atunci poate
mă ajută Doamne și pică de undeva. Și nici măcar nu mă duceam să văd case. Am văzut una singură, am zis, cum pot să stau în casa asta? Oricum nu-mi permit și oricum nu vreau să stau într-o casă așa. Și vreau să spun că într-o zi îl duceam pe Sebastian la școală pe un alt drum și am văzut o căsuță care nu era cine știe ce, cu afiș de vânzare. Și tocmai pentru că nu era la fel de impunătoare ca alelalte, am zis, ce-ar fi? Și de la ce-ar fi ăla m-am dus, am cerut agenției să mi-o arate. Agenția a venit și mi-a arătat trei case, trei broșuri. Mi-a arătat-o pe cea pe care am cerut eu, alta puțin mai încolo și când am intrat am zis, nici n-are sens să văd că nu vreau. Era mai ieftină. Și era una mai scumpă pe care am zis, nu are sens, pentru că eu pe asta o iau. Eu nu aveam job, nu aveam venituri și am luat casa aia. Cum? Pur și simplu, universul le-a aliniat pe toate. Sunt un om ai care... Ai putea zice și Dumnezeu, nu? Nu-i universul, păcat. Dumnezeu, divinitatea... Am înțeles. Cine mă susține pe mine? Sunt un om care cât de cât a citit, a înțeles, a învățat... Eu aveam un apartament în Londra care era închiriat cu mortgage, cu rată la bancă și pe care l-am refinanțat. Deci am scos o bucățică de bani de acolo ca să-mi dau ce trebuia să dau la casa actuală. Și am făcut o chestie foarte mișto. De la plată lunară constantă, care acoperea și dobândă și parte din capital, m-am dus doar la interest only, deci să plătesc doar dobânda. Și practic eu din chiria respectivă, cu schimbarea asta, mi-am acoperit și rata la casă pentru casa pe care am cumpărat-o. Bine, asta trebuie să ai un pic de imaginație și să știi. Trebuie să ai un pic de imaginație. N-aveam venit. Mi-a dat banca credit pentru că m-am angajat la o prietenă de-a mea pe 150.000 de lire pe an, doar pe lună, ca să-mi iau hârtia, ca să-mi iau creditul. Nu trebuie să ai vechime în Anglia ca să-ți dea banca? Sunt bănci și bănci. Am înțeles. Situații și situații. Pe vremea aia probabil că se putea mai bine. Acum e mai greu să... Și în România trebuie să ai 3 luni, 4 luni sau 6. Și în Londra trebuie să ai minim 3 luni, dar există o bancă care atunci dădea credit pe o lună. Am înțeles. Și stai și acum acolo? În casa și stau ce? Și acum acolo, mi-am extins casa. Bun. Construiesc o bucățică nouă de casă. Bun. Ai devenit un catalizator al schimbării. Ce s-a schimbat din momentul acela în viziunea ta, în viața ta, în prioritățile tale? Te văd foarte pozitivă, foarte liniștită, ai alte trăiri, alte priorități. Ce s-a schimbat și cum? Marea diferență a făcut-o că am înțeles că realitatea pe care o trăiesc este dată de ce în interiorul meu. De vibrația mea, de energia mea. Și focusul meu 100% de atunci și până acum, inclusiv și în viitor, este pe ce e în interiorul meu. Am primit un instrument de la unul din foștii mei clienți de business cu care să pot transforma toate gândurile, stările negative în pozitiv, așa, rapid. Și unul câte unul le-am luat și le-am transformat. Și acum știu... Absolut, de fiecare dată când se întâmplă ceva negativ, mă uit și zic, ok, ce trebuie să schimb, ce trebuie să înțeleg din situația asta? Înțeleg, schimb cu acest instrument în mine și lucrurile se rezolvă de la sine. Ne dai un exemplu concret? Sunt așa de multe. Îți dau un exemplu pozitiv. Te rog, că doar ești în știrea cea bună, că despre asta vorbim. Eram în Delta în weekend. Și am fost ultima care m-am urcat în barcă să mergem într-o excursie. Evident, ultima am luat locul cel mai urât în barcă, cel mai rău în barcă. Un catamaran foarte frumos, foarte confortabil, mai puțin locul meu. Și pe câteva minute am plecat de la locul meu și m-am dus în față și m-am așezat pe jos. Dar în capul meu era, eu nu vreau să mă mai întorc așa, înapoi. Pe de o parte, pe de altă parte, nu este frumos și civilizat să mut pe nimeni. Și nimeni nu va vrea să mute, să schimbe locurile, toată lumea va vrea să-și păstreze locurile, evident, logic și normal, că al meu era cel mai rău. Și ne-am dus, am vizitat pădurea Caraurma, ne-am întors la barcă, noi am fost noi trei, eu cu două prietene de ale mele de hăt, într-o altă mașină față de ceilalți care erau în barcă.
Și când ne-am întors, noi ne-am întors la barcă, ceilalți n-au ajuns la timp. Adică, mă rog, n-au ajuns. Am stat un pic și am așteptat și, ce facem? Nu ne-am enervat, pur și simplu ne-am povestit și ne-am bucurat de noi trei cât a fost acolo. A durat un pic și la un moment dat m-am dus la barca G și zic, ei, ce facem? A sunat la nu știu unde, oamenii se așezaseră la masă. Și atunci aveam două posibilități, trei. Să-i așteptăm acolo, să ne ducem și noi la masă sau să ne întoarcem înapoi. Evident că să întoarcem înapoi trebuia aprobarea șefului pentru barca G. A sunat, a primit aprobarea și ne-am întors noi trei. Și am întors noi trei, fiecare stând pe câte o canapea. Că dacă avea trei canapele, fiecare câte o canapea. Deci n-am știut cum voi ajunge să stau confortabil, am știut doar că vreau să ajung să stau confortabil și am creat acea diversiune, nu știu, că oamenii nu era în plan să se oprească la masă. Și Dumnezeu i-a oprit pe ei la masă ca noi să mergem singuri și să avem spațiu. Consider că asta ți s-a întâmplat și pentru că ai da dovadă de smerenie, să stai pe jos la intrare, contează da, și chestiile astea, da, nu? Da. Deci eu mi-am făcut bucățica mea a fost, nu mă apuc să te dau pe tine la o parte, iau ce e, că aia e, dacă am intrat ultima în barcă, normal că iau ultimul loc cel mai prost. Și mi-am asumat acel loc prost, că aia a fost, e firesc, e normal. Și nici n-am vrut să dau pe cineva la o parte, că asta a fost, că puteam să mă înghesui pe undeva, dar m-am zis, bă, stau oamenii comod. Lumea de business nu face treaba asta, nu? Nu. Cum e în business-ul ăsta la nivel înalt? Dai din coate, trebuie să prinzi oportunitatea, să prinzi contractul înainte altora. Cum e? E în un fel de junglă modernă? Este junglă, doar că, exact cum ai descris tu, dai din coate și te zbați, doar că nu mai merge. Și vin acum antreprenori la mine care au tot încercat tot felul de lucruri și nu le mai ies. De ce nu mai merge? S-a sturat lumea de urâțenie, vrea altceva, vrea calm, vrea ștaif, vrea, nu știu. Este o schimbare, sunt multe schimbări la nivel planetar. Deci, în primul rând, energia Pământului s-a schimbat, e demonstrat de oamenii de știință. Ce înseamnă asta? Înseamnă că și noi, ca ființe care vii, care trăim pe această planetă vie, e nevoie să ne upgradăm. Să avem și noi o altă vibrație, o altă energie. Cei care nu înțeleg că nu se scrie la televizor și prin presă lucrurile astea, cei care nu înțeleg, încep să se chinuie și să dea din colț în colț. E nevoie de alte instrumente de acum încolo. Deci eu, de exemplu, mi-aduc aminte că în pandemie, când era cu lockdown, cu nu știu cu nebunel, eu am călătorit. Și știi cum era cu măști, cu certificate, cu nu știu ce, te întorcea. Și de fiecare dată când plecam, îmi lucram toate blocajele, fricile, comportamentele, atitudinile, convingerile care mă împiedică să ajung la destinație conform planului. Îmi lucram energetic și îmi deschideam drumul energetic, astfel încât am călătorit foarte bine. Te-ai și îmbolnăvit? Nu. Niciodată? Niciodată. Deci eu nu știu ce e să mai fi bolnav. Și n-am purtat mască, n-am făcut nicio intervenție de niciun fel și am stat, m-am pupat cu toată lumea. Că aveau, că n-aveau boală, neboală, n-a contat pentru mine. Pe scaunul la unde stai tu, a stat de curând un medic, un cunoscut de-al meu, care ne-a spus o chestie care m-a șocat și încă este în studiu pentru mine. A zis că încă nu s-a dovedit științific contagiunea. Așa e. Așa este? Nu s-a dovedit științific virusul. Și nu vreau să intrăm mai aici. Unii zic că dacă totuși există, că s-a dovedit, că nu știu, dar contagiunea. Da. Iată că tu ești iarăși un exponent al ideii că te-ai pupat cu toată lumea, ai interacționat și nu te-ai îmbolnăvit pentru că ai avut o energie bună, o energie pozitivă, n-ai ținut cont de chestiile astea? Din punctul meu de vedere nu este energia bună, este altceva. Orice are o vibrație. Virusul are o vibrație, boala are o vibrație. Dacă vibrația omului este deasupra vibrației virusului, nu se întâlnesc. Deci dacă ești necăjit, dacă ești supărat, dacă ești așa, te-a atacat. Da. Dar și dacă ești cu vibrația la nivelul vibrației virusului la boi sau jos, sau mai jos, strănuți și primești. Da. Hai să-ți mai dau un exemplu care pentru mine a fost wow, foarte de curând. Data trecută când am venit în România, am fost la dentist, mi-a făcut anestezie ca să-mi pun o plombă. Același dentist la care merg de hăt.
Și când am plecat de acolo, am plecat cu durere de dinte și la partea de sus unde mi-a pus plombă și la partea de jos. Deci simțeam că parcă mi-a dezvelit dintele, parcă mi-a luat așa o coajă de pe dinte. Și când mâncam, îmi intra în mâncare printre dinții, mă durea gingia și câteva ore mă durea toată zona aia. Ajunsesem să mănânc doar aici, că nu mai puteam să mănânc aici. Și am tot zis, o sun pe dentistă să vin când vin data viitoare să vadă ce e acolo. Și tot o aia, până la urmă zic, gata, hai că o sun, că nu mai pot. Și atunci a ajuns informația la mine. Și informația a sunat așa. Anesteziile au alte substanțe în ele, mai recent. Și acele substanțe pot să facă, să dăunueze diverselor părți ale corpului și în mod special dinților. E, când a ajuns informația asta la mine, mi-am dat seama foarte clar că era de la... Bănuisem că era de la anestezie. Mi-am dat seama foarte clar că era de la anestezie. Evident că n-am dat vina pe doctoriță. Puteam să zic, băi, ce mi-ai făcut acolo? Dar m-am gândit, eu știam clar că nu are nicio treabă și că am încredere în ea, era la mine ceva. Deci era anestezia, bun. Și a venit informația și cu o altă, cu altă bucățică, că se poate, paraziții respectiv pot fi eliminați energetic. Eu având o tolbă de instrumente energetice la activ, mi-am folosit două dintre ele, am lucrat pe dinți să-mi elimin tot ce lucrează altfel decât pentru binele meu suprem. În jumătate de oră aproape s-a dus, în trei zile s-a dus complet. Fără antibiotic, fără nimic. Nimic. Deci pot să mănânc acum lejer în ambele părți. Lucrat cu mintea ta și cu... Energia. Cu conștiința și cu energia. Mă cam tem așa, mi-e cam frică la emisiunea asta. Când te aud, mă apucă groază. Dar... Cu Dumnezeu. Da? Totul e de acolo de sus. Dumnezeu e în toate și în tot. Am înțeles. Deci tu ai gândit și ți s-a îndepărtat. Am aplicat o tehnică energetică, de fapt două. Am înțeles. Mi-e frică deja ce să mai comentăm. Dar te văd foarte bine. Adică sunt foarte ești bine. Ești foarte bine, ești zâmbitoare, ești... Și acum te descurci? Te-ai apucat de business înapoi sau cu o altă vibrație? Atragi business-ul către tine? Cum faci? Atrag oamenii care sunt pe muchie să accepte o transformare ca să le fie viața mai bună, vin ei către mine. Deci eu am fost pur și simplu șocată că am făcut, la un moment dat am povestit de sesiuni private cu mine. Eu care eram om de business, spiritualitate și Dumnezeu, și pentru mine erau chestii străine. Am trecut printr-un proces de înțelegere, mi-am înțeles darurile mele, am descoperit că am niște daruri specifice și că pot să văd, să citesc în aura ta, să schimb, să fac. Deci sunt niște chestii științifico-fantastice pentru mulți oameni. Dar cine e pregătit să primească această transformare, pur și simplu vin ei la mine. N-am mai plătit bani pe publicitate de când a venit pandemia. Am plătit 1000 de lei odată la început, am văzut că n-au mai funcționat și n-am mai plătit nimic. Programele noastre acum, Be You, Be Free, avem vreo 30 de programe, sunt pline, fără să plătim un leu publicitate. Doar din live-urile mele, din postările mele, din mesajele mele. Atât. Pentru că oamenii vin pe vibrație. Lucru pe care nu-l înțelegeam înainte. Le place stilul tău, felul în care prezinți, așa mai departe. Și ai rezultate, vine antreprenor la tine care spune, domnule, uite, am aplicat ceea ce îmi spui și am înflorit business-ul. În sfârșit, sunt și eu pe plus. În sfârșit, mă bucur de ceea ce fac. Ai aceste reacții? Ai să râzi. Antreprenorii sunt cei care au cea mai mare rezistență la această nouă abordare. Eu nu le mai dau acum strategii de business. Alea sunt înregistrate, cine vrea și le ia de pe site. Eu nu mai fac nimic în zona respectivă. Vine antreprenor la mine că nu le merge business-ul, că nu știu ce, și fac sesiune cu ei privată în care lucrez energetic conștient cu ei. Și sunt, wow, nu știam lucrurile astea, nu știam că e de simplu. Nu știam că există așa ceva. Și se schimbă la ei și ei apoi schimbă și în business. Pot să-ți dau N exemple. Ultima sesiune pe care am avut-o cu un individ de la Londra, era, n-avea timp niciodată. Era întotdeauna ocupat, avea multe business-uri, ce-i drept, câștiga foarte mulți bani, își susținea familia foarte bine. Ce înseamnă foarte mulți bani?
zeci de mii de lire pe lună. Suficient cât să ai o viață foarte mișto. Și el, asta era, rolul lui era ca tată pentru copil și ca soț pentru soție, să le dea absolut tot ce își doresc, să meargă în vacanță, să facă de toate. Dar el nu era prezent cu familia și deja erau un pic de discuții, probleme, că el nu era acolo. În sesiunea respectivă, el nu știu cu ce veni, nu mai ține de cu ce venise la mine, dar am ajuns să ne uităm la identitatea lui. Deci el se vedea pe el ca antreprenor. Identitatea lui, din punctul lui de vedere, era doar antreprenor. Nu se vedea ca identitatea de tată sau de soț. Și gândirea lui era, trebuie să fiu antreprenor, trebuie să muncesc non-stop, trebuie să dau bani ca să dau bani familiei, să susțin familia. Și se întâmpla lucrul acesta. În sesiune am schimbat identitatea. N-am renunțat la identitatea de antreprenor, doar am diminuat-o puțin și am adăugat și identitatea de soț și identitatea de tată. Ce a făcut? A făcut că natural, fără să se chinuie, a început să petreacă mai mult timp cu familia. Și natural, relația lui cu familia s-a îmbunătățit. Și businessul n-a suferit de niciun fel. Pentru că era doar în mintea lui că trebuie să fie toată ziua acolo la business. Dar în mai puțin timp, el a putut să facă același lucru. Ce faci în România? Am venit pentru un proces. Și dacă tot am venit pentru un proces, am zis, ok, mă duc și în Delta cu prietenii, vin și la tine, mă mai văd cu unii și cu alții și mă mai duc și la coafor, la anume cineva. Am înțeles. Și apoi te întorci la Londra. Acum mă duc direct la Londra, direct la aeroport de aici. Dar îți place ție acolo, printre British, ăia așa, foarte uștaif, așa, o engleză lor, îți place acolo viața, când aici, în România, e mămăligă cu brânză și ciorbă de pește la Delta și toate astea. Am mămăligă cu brânză, dacă vreau, și la Londra. Nu mă mai regăsesc 100% în viața din România. Îmi place foarte mult și știi care e faza? Doar de când a venit pandemia, mi-am dat seama cât de bine că m-am născut în România. Sunt mândră că sunt româncă și sunt bucuroasă că m-am născut în România și am crescut în România doar după ce am trecut prin pandemie acolo și am văzut anumite spălări de creier în Marea Britanie ale britanicilor. Și am zis, ce frumos e să vezi lucrurile ca atare, nu detașat. Din perspectiva aia de spălat. Te simți uneori discriminată pentru faptul că ești româncă? Niciodată. Pentru că discriminarea, iarăși, nu vine de la om către tine, vine de la tine către om ca să se întoarcă ție. Deci dacă tu te simți inferior, atunci transmiți chestia asta și... Și ești tratat cu superioritate de alții. Ești tratat ca și cum ai fi inferior. Ultima întrebare, Ozana, pentru seara aceasta. Cum faci deosebire între mândrie și demnitate în acest context? Foarte mișto întrebarea. Din punctul meu de vedere, ambele au și plus și minus. În sensul în care e nevoie de o oarecare mândrie, dar până la un anumit nivel, după care te duci într-o mândrie prostească care te împinge cu capul înainte și pici. O mândrie. Bine, te referi la mândria asta bună când zici, noi sunt mândru de tine, sunt mândru de ce am realizat în sensul bun, de lucrurile pe care le-am clădit în viață. Da? Asta e mândria aia bună. Aia bună, da. Și dincolo de asta, când ești îngânfat, când superbia și vanitatea cel mai șmecher, sunt cel mai tare, te înconjoară, e rău. Da. Ok, și demnitatea? Demnitatea, sinceră să fiu, cred că nu înțeleg 100% și recunosc lucrul ăsta. Consider că a fi demn este o calitate atâta timp cât ea vine la pachet cu ceva în interiorul tău. Cu o imagine de sine bună, probabil. Nu cu o imagine de sine. Aia e proastă, cred eu. Aia e demnitatea proastă, pentru că zici, iarăși, eu sunt șmecher și sunt demn de BMW-ul ăla super tare. Demnitatea vine iarăși cu echilibru în interior. Mașina aia.
Așa. Am și eu aceeași marcă, deci da, și-mi place. Demnitatea cred că vine când este un echilibru interior și o armonie în interior, în interior, atunci ai o demnitate bună și ești pe poziția ta. Mulțumesc foarte mult, Ozana, pentru seara aceasta. Doamnelor și domnilor, Ozana Giușcă, iată catalizator al schimbării. Dacă n-ați văzut toată emisiunea, uitați-vă că avem de învățat cu toții. Trebuie să avem o altfel de atitudine, o atitudine plină de bucurie, de viață, o vibrație mai înaltă ca să nu ne apuce virusii de toamnă, da? Rămâneți cu știrea cea bună, rămâneți cu A7 TV, sunt Cornel Derbășan, mult succes, Ozana, tot ce faci. Mersi! La revedere!